încercat să vă explic și aseară și eu și colegii mei care au mai făcut proiecte europene. Noi, ADR-ul, solicităm municipalității să-și asume toate cheltuielile de la ultima cerere de plată. E firesc să fie așa. Ultima cerere de plată de contate de către ADR. Noi, de la momentul respectiv, constructorul a mai lucrat până în ziua de azi și va lucra până la 31 decembrie, dacă vremea îi permite. O să-i dau cuvântul domnului viceprimar, care și aseară v-a spus la lucrurilor la fiecare lucrare în parte, să-mi spună și aia. Dar trebuie să înțelegeți că procedura este imposibil să ne asumăm o valoare mai mică decât valoarea rezultată din diferența dintre valoarea contractată și ultima și toți banii pe care am depunut până acum. Nu avem cum altfel. Da? O să-i dau cuvântul domnului viceprimar să vă explice la fiecare lucrare în parte care este statul lucrurilor. Deci, în afară de cele trei proiecte, noi mai avem și proiectul de la școală numărul 8, pe care vedeți că nu l-am mai trecut pe ordinea de zi, datorită faptului că suntem 100% sigur că vom finaliza. Dacă făceam aceste procedurale, eu ne dădeam voie să facem aceste proiecte de hotărâre în luna ianuarie, după ce noi terminăm contractul, situațiile stăteau altfel. În luna noiembrie și chiar și în luna decembrie s-a lucrat substanțial la cele trei proiecte, sens în care, acum să le luăm pe rând, la proiectul numărul 5 cu spații verzi, probabil că în funcție de vreme o să rămână maxim de 5% de executat. Probabil. La cel cu PIT-ul, vă anunț, dacă n-ați fost, că ieri în Mândrești s-a trasat Mândreștiul, mai sunt stațiile de autobuz de amplasat, avem platformele, avem sursa de energie electrică, același stadiu avem și la Minoru, mai avem puțin în sud, în speță două parte, dacă vreme o să ne ajute până la sfârșitul anului și aia o să fie turnat. Deci la PID-ul, la proiectul numărul 6, avem undeva la, nu știu, 2-3%, dacă este pentru an. Noi, practic, ne luăm o marjă de siguranță și reiau ce a zis domnul consilierul Rabie, ADR-ul, practic, ne-a obligat ca să suportăm sumele din bugetul nostru dacă lucrările nu vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Asta este situația. Vor rămâne sume foarte mici. Eu sper undeva sub 10 miliarde la toate cele trei proiecte. Vreau să ne înțelegem asupra unui lucru. Municipalitatea nu va suporta sumele astea pe care noi le votăm astăzi, ci municipalitatea și angajamentul că va suporta maximul acestei sume în funcție de cât se va lucra până la 31 decembrie. Noi ne angajăm acum că blocăm și că rezervăm aceste sume. Nu le vom și plăti efectiv. Vă dau numai o cifră. Aveam prevăzut un număr de stații de autobuz care fiecare costa la licitație 100 de mii de lei. Da? Am constatat pe parcursul lucrărilor că nu avem nevoie de stații de autobuz de asemenea tehnologie și în loc de 30 de miliarde că trebuia să plătim pe stație, am obținut un document de la ADR prin care ne dă voie să cumpărăm stații mai puțin dotate cu 5 miliarde. Numai acolo avem un NRE de 25 de miliarde. Deci, practic, din cele 50 de miliarde care le vedeți la drum la proiectul numărul 6, 25 dispar odată. Dar noi, semnând un contract de finanțare cu o sumă, trebuie să ne obligăm că îl ducem la bun sfârșit. Luând în capul și NRE-urile și NCS-urile. În toate cazurile, NRE-urile sunt mai mari decât NCS-urile. Cele mai mari NRE-uri sunt copii.